Anul acesta ați jurizat secțiunile internaționale și România la festivalul Astra Sibiu. Cum au fost producțiile înscrise la aceste secțiuni? E ca în fiecare an. Și cred că exact ca la orice festival de film. Adică și mai bune, și mai puțin bune, și proaste, și foarte bune. Ca în fiecare an. Deși am impresia că anul ăsta a fost mai bun, dar e doar o impresie. Și anul trecut am avut impresia că e mai bun decât precedentul și așa mai. Păi, analizând acum puțin ceea ce a spus dumneavoastră, chiar mi-amintesc de... ați mai avut câteva interviuri de-a lungul anilor și la un moment dat chiar a spus că regizorii din România, mă refer aici la regizorii tineri din România, cumva urmăresc mai mult premiile. Adică, cum sunt regizorii din România? Tinerii regizori din România, cum vi se par? Aici e o lungă discuție. Acum, eu când am spus ce am spus, povestea asta cu premiile făcea parte dintr-o poveste ceva mai lungă, povestioara cu premiile. Nu e legat doar de regizori, e legat de mai toți românii, indiferent de domeniul de activitate. Cumva pare să fie o injecție pe care o primim în școală. Adică se încearcă neapărat să avem o dovadă a calității noastre, mai mult decât a căpăta experiență? Nu știu ce legătură are cu experiența sau calitatea, are legătură cu nevoia de confirmare și pentru că în școală există acest sistem și funcționează de pe vremea lui Ștefan cel Mare, cred. Premiu, 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 coroniță și nu știu ce. Mie îmi spuneau ai mei și asta încerc să le spun și eu fetelor mele, că ceea ce contează este să știe, nu să ia premiu. Acum, sigur că există fel de fel de situații în care cumva ai nevoie de note mari, pentru că altfel, cum e la facultate, să fii la buget sau să plătești taxe, e o diferență, adică se simte la buzunar. Dar cred că trăim cumva în inerția asta și când am spus povestea asta, când am vorbit despre regizorii care sunt interesați de premii, era, o spuneam cu regret și părere de rău, pentru că în România nu există niciun fel de dezbatere în lumea asta oamenilor de film legate de cinema ca atar, de cinema. De cinema, exact. Și regizorii de film sunt mai puțin interesați de o cercetare, de cercetare reală, de chestiuni legate de cinema și sunt mai mult interesați de faimă, recunoaștere. Dar vorbesc de România pentru că mă interesează România. Nu e un fenomen românesc, asta se întâmplă peste tot în România. Peste tot. Din cauza asta, dialogul nu e posibil, pentru că investiția de inteligență se duce, de fapt, într-un soi de marketing personal, într-un soi de management personal. Întâlniri, PR, și de regulă filmele funcționează pe un soi de mimetism destul de primitiv, adică pe modelul ce face omul, face și maimuța. Și filmele care sunt recunoscute sau bine receptate de către sunt doar cum într-un șablon. Ajung să fie, să reprezintă un model pentru mulți regizori și nu fac altceva de scris cu piețe. Am înțeles. La fel. Nu știu dacă ați înțeles. Sper. Nu știu dacă ați înțeles, pentru că vorbiți ca la televizor. Știți cum e, dumneavoastră aveți o experiență mult mai vastă și sunteți avizat în domeniul. Nu am o experiență vastă, dar... Față de mine. Nu știu dacă ați înțeles. Vă spuneți așa că să... Păi nu, am înțeles în sensul că regizorii din ziua de astăzi, regizorii tineri mă refer, și nu mai regizori, acum a revenit la idee, regizorii, că tocmai discutam de regizori și acum tocmai ați jurizat creația unor regizori tineri. Spuneți. Chiar ați spus că, să înțeleg că și la partea de documentare se încadrează tot așa într-un șablon predefinit pe ideea de a lua premii, sau ați văzut și creația unor documentariști care, nu știu, urmăresc doar, poate au urmărit doar ideea lor originală și
poate nu de la cu același succes. Eu vreau să zic că sunt interesați de premii, nu zic că regizorii poate să facă filme ca, cu ajutorul cărora să câștige premii. Nu cred că există așa ceva. Sunt mulțime de oameni care spun regizorii români fac filme pentru festival, nu știu ce. E o prostie asta. Nici cei care spun asta nici măcar nu înțeleg ce este un film, nici nu înțeleg ce e un festival de film și așa mai departe. Dar interesul pentru premiu, pentru recunoaștere, te face să, cumva, să subscrii la trend, la noile tendințe. Și atunci pescuiești din stânga și din dreapta ceea ce consideri tu, ceea ce vezi tu, ceea ce apare ca fiind la modă și repeți. Și se pierde originalitatea în felul ăsta. Nu știu ce, aici nu vreau să intru în discuția despre originalitate. E bănesc că e o discuție destul de lungă. E o discuție lungă. Și nu cred că lucrurile trebuie discutate în termenii ăștia, în fine. Legat acum de filmul documentar, habar n-am. Documentarul a fost foarte multă vreme în România, din păcate, din nefericire. S-a gătit un fel de rudă săracă a cinematografiei, a cinemaului. Filmul de ficțiune ocupă prima poziție, apoi sunt două, trei locuri goale, multă televiziune în spate și documentarul undeva în fundul curții. Cam așa se întâmplă. Cinemaul începe cu documentarul, nu începe cu ficțiunea. Așa ar fi normal. Nu forțați mâna, că o să vă întreb de ce așa e normal, de ce e normal așa. De ce credeți că e normal așa? Din punctul meu de vedere, pentru că documentarul, în primul rând, prezintă o realitate. Aici e și o discuție. Ce înseamnă o realitate și ce înseamnă o prezintă, vedeți? Ne întâlnim, dar ne întâlnim foarte departe. Hai să zicem că ne întâlnim pe același teren acum. Să zicem că sunt de acord cu chestia asta, deși nu sunt de acord. Eu cred că documentarul este important pentru că cinemaul are legătură cu ascultarea, cu punerea în ascultare, punerea ta, a minții tale, a urechilor, ochilor, nu știu ce, în poziția de ascultare. După expresia asta franțuzească, zice se metra lecut. Se metra lecut înseamnă că te pui în poziția de a asculta. Să asculți actul ăsta, activitatea asta, nu se petrece în mod spontan. Chiar trebuie să te... Să te concentrezi. Să fii acolo, să fii acolo, prezent, da. Să fii atent. De asta spun că începe cu documentarul, pentru că documentarul, și mă gândesc în special la documentarul observațional, e o școală foarte bună pentru absolut orice regizor de film de ficțiune. Școală, când eram în școală, am avut un workshop cu un regizor britanic, Ron Peck, și a venit la noi și a zis, voi urmează să fiți regizor, și ca regizor trebuie să înțelegeți ce înseamnă să fiți și de partea cealaltă a aparatului de filmat. Așa că workshop-ul va consta exact în asta. Fiecare dintre voi va scrie un scenariu în care va juca și care va fi regizat de el însuși. Ceea ce am și făcut. Și a fost extrem de greu. Nu povestea cu regia, nu povestea cu filmarea, unde pui camera, așa mai departe. Și asta ne-a spus Ron Peck și asta am făcut și a fost un coșmar. Pentru fiecare dintre noi să trecem așa prin fața aparatului, să fim filmați de noi înșine, atenție. Deci nu exista niciun fel de risc, cumva, un ochi străin care se uită la noi printr-un obiectiv, printr-un ocular, în fine, printr-o cameră. Dar pentru actor lucrul ăsta este foarte dificil. Adică e un coșmar. Sunt niște oameni care se uită la tine. Întreaga echipă, poate câteodată, dar în orice caz există regizorul acolo pe platou, există operatorul, există sunetistul și toți sunt atenți la tine. Tu ești în fața aparatului. Poziția asta e o poziție nu tocmai confortabilă. De fapt, deloc confortabilă. Iar poziția autorului, spun autor, prin autor înțeleg regizor, operator, imagine, operator, sunet și ce mai avem pe acolo. Toți cei din echipa de filmare. Așa, este una... ar trebui, în orice caz, să fie una responsabilă. E o mare responsabilitate, pentru că aparatul de filmat este o mitralieră. Revind acum la festivalul Astra. Știu că anul trecut
chiar echipei Astra ați dat un interviu în care spuneați că festivalul ar trebui să aibă o selecție mai mică, pentru că în momentul în care festivalul are o selecție foarte vastă, foarte mare, își pierde practic credibilitatea. Anul acesta s-a schimbat ceva sau? S-a schimbat puțin, da. Dar cred în continuare că festivalul ar trebui să aibă o selecție mai mică. Chiar cred. Cred că ar trebui să fie făcut altfel, dar nu e festivalul meu. Cred că festivalul de la Cannes ar trebui să arate altfel. Cred că festivalul de la Cannes nu e tocmai kosher. Dar asta este părerea mea, nu este festivalul meu. Ei au altă viziune. Cred că, de manera generală, premiile ar trebui să fie date primului și celui de-al doilea film. După aceea, la revedere, băieți, gata, terminați cu prostiile. Mi se pare penibil să văd pe oamenii ăștia bătrâni regizori cu 20 de filme care stau și atârnă acolo pe un palm d'or sau un os de aur. Ce tristețe și ce sminteală. Mi se pare oribil. O să zic că da, asta e puțin, că nu, de fapt este o chestiune de business, pentru că iau premiul filmele cu tare și cu tare, ele vor fi mai ușor distribuite, cumpărate, ceea ce e adevărat. Dar eu îi văd pe regizori ăștia cum stau și atârnă tot și le curg banile. Și asta iarăși e adevărat. Adică pot să înțeleg că din perspectiva business-ului e important ca lucrurile să se petreacă așa, pentru că asta e lumea în care trăim și dacă afișul pe afiș e un palm d'or sau un urs de aur sau un Oscar, filmul va fi mai ușor vândut. La fel și în cazul filmelor documentare. Deși nu există o piață atât de... de vastă. Deci nu există o piață pentru documentar. Habar n-am. Intră pe tot felul de rețele, canale, ajung până la mână în televiziuni. Există câteva cinematografe pe planetă unde se... mă rog, difuzează, cum se spune? Distribuie, distribuții. Așa, e așa pentru un film documentar, în Franța există câteva, dar altfel documentarul este destul de... Discutând acum, practic ați și spus, ați intrat oarecum în următoarea mea întrebare, cum vedeți evoluția festivalului Astra Film pe termen lung? Va fi o evoluție crescândă? Va deveni poate unul dintre cele mai importante festivaluri de gen din lume? Putem vorbi de așa ceva? Putem vorbi despre ce vrem noi să vorbim. Habar n-am. Eu tot nu gestionez foarte cumva foarte greu lucrurile astea legate de predicții și nu știu ce, mă amuză predicțiile, îmi dau și-o cu părerea așa câteodată. E tentant, dar e extrem de discutabil. Nu sunt nici măcar în poziția să o fac. Nu. Și să zic și eu niște lucruri importante. Aia se duce acolo, aia se duce acolo. Mai văd felul de economiști pe la televizor, pe fel de fel de canale românești și străine. Deși nu mai la televizor de 3 ani, dar internetul suplinește televizorul și își dau ea cu părerea și spun că o se întâmple așa, o se întâmple așa. Unii mai lovesc. Unii chiar mai nimeresc. Da, unii mai nimeresc și zice atunci, ok, înseamnă că nu e doar un om inteligent, este mai mult decât inteligent, pentru că nu vede doar și nu înțelege doar felul în care se petrec în prezent. El poate să vadă și în viitor, adică. Și mă se întâmplă cu festivalul ăsta, pentru că aș spune așa, că în condiții normale, temperatură, presiune și umiditate, dacă nu există un cataclism natural major sau un cataclism fabricat de mintea și de mâna omului, atunci, probabil că festivalul ăsta va continua să existe. Pe de altă parte, pentru că festivalul ăsta să existe, e nevoie și de bani. Ori ei se străduiesc la fiecare ediție, se încheie fiecare ediție, o iau de la capăt Cila și Dumitru și caută bani și se agită și...